Vasluienii recunosc că merg de cele mai multe ori la doctor doar atunci când boala este în stadiu avansat. Din cauza neglijenței. Din cauza neglijenței, nu. Din cauza neglijenței, pentru că omul nu are bani și neglijează să duc la medic la timp. Nu-și face un control? Nu-și face un control. Sunt femeie care 20-30 de ani, eu 20 de ani n-am fost la medic ginecolog și m-am dus la București când m-a trimis de la casa de pensii și dacă nu mă ducem la București, în 2 luni de zile îi dădem un cancer. Acum, în ultima vreme, e boala secolului cancerul. Toată lumea. Unul are în gât, unul are în cap, unul are la picior. Deci asta e boala secolului cancerul. Deci cred, deci din cauza mâncărurilor care mâncăm. Toate cu chimicale. Da, congelaturile, mâncare care o mâncăm, nu mai mâncăm mâncare naturală. Sunt necăjiți oamenii, n-au cu ce să spăla, n-au cu ce să îngrijă. Sunt necăjiți că-s pensiile mici. N-au și să mănânci. Tot cartofi, fasole, cartofi, fasole. Cu ce să mănânci? Bani de medicamente? Zero, cum e pensia aici vine. De unde să mai iei? Eu zic de un an jumate. Cancerul nu iartă și nu așteaptă pe nimeni să găsească bani pentru a merge la medic. Bolile de neoplasm sunt pe locul 2 în țară în ceea ce privește rata mortalității. În primele 6 luni s-au înregistrat 577 de cazuri noi de bolnavi cu cancer, 228 din mediul urban și 349 din mediul rural. Ca și număr total de bolnavi aflați în evidență la această dată, avem 6615 bolnavi neoplazici. În județul Vaslui, 60% dintre persoanele afectate de cancer sunt din mediul rural, iar 40% din mediul urban. Descoperite la timp în stadiul 0 sau 1, bolile oncologice au o șansă de vindecare de peste 93%. Formele avansate de cancer sunt înscrise în cadrul Programului Național de Oncologie, beneficiind de tratamente gratuite. Până la această dată, peste 700 de persoane sunt înscrise pe listele Casei de Sănătate.